Salut și bine v-am găsit la Jurnal de Bordea cu Bordea Cătălin. Eu sunt Bordea Cătălin și astăzi, spre surprinderea mea, o să l-am invitat în libertate pe Sișu Tudor. Ceea ce de asta am zis spre surprinderea mea că... Aia înseamnă că nu ești la curent cu noutățile. De ce? Păi sunt liber. Pe asta zic, spre surprinderea tuturor ești liber. Da, i-am surprins. Să știi că au fost unii. Spune-mi, tu ești printre singurii, adică gangsta rap pe bune, adică ai fost în pușcăria cu droguri, cu chestii. Să nu le amestecăm. Nu are legătură, sincer. Păi nu, toți ceilalți, uite, nu știu, Uzi a luat bătaie în Timișoara și el o ardea că e șmecher, știi? Dă-ți seama că nu cred că au fost și ei acolo vreo doi, am auzit că nu, cei nu erau. La urma urmei... Păi și ce, Uzi are un număr care, pe care îl bate și altul... Adică Uzi păi, bate șase și... om poate să piardă, nu știi, că mai toată lumea pierde, câștigă, așa e în viață. Dar nu, adică tu chiar ești singurul care cânzi despre niște chestii nu și le-ai trăit. Nu s-a întâmplat, nu știu, am avut un accident. Pur și simplu. De câte ori ai fost în... De două ori. Și n-ai de gând să te liniștești, adică să... A, credeam că și n-ai de gând să mai treci din nou. Păi sunt foarte liniștit, se pare că s-a agitat. Uite, beau ceai. Da, chiar, tot așa, spre surprinderea mea, bei ceai. Asta înseamnă că e o parte sensibilă. Știi că multă lume zice Sișu... Nu, mă doare ficatul de la cafea, sincer să fiu. Da? Îmi place cafeaua, dar nu... Nu. Noutăți? Da, sunt. Nu că... Eu m-am temut, adică m-am temut de tine, pentru că nu ești mare, dar ai o atitudine care... Și ai mai venit și cu cineva care pare amenințător, de asta... Bă, vezi după ce zâmbăreți, uite. Gură bogată. Așa îi se spune, gură bogată. Lui. Da. Rich mouth. De la ce vine Sișu? De la buletin. Pe bune? Da. Dar nu am buletin. Am înțeles. Eu chiar cred că tu ești un om sensibil, sincer, adică... Păi, să știi că mă sensibilizează natura, în general, chestiile astea mie mi se par foarte mișto. Natura? Cum să nu? Uite, ai văzut mai devreme, arăta că fac un drum pe un buce și strică... Și când spui natura, te referi că îți plac toate din natură sau doar iarba? Mă, îmi place ecosistemul. Nu știu, ce să zic. Îmi place natura. Natura. Când ai dat ultima oară flori unei fete? Da. Sau. Sau, da. Dar tu ești o persoană romantică, adică dacă ai găsit când intri în cameră lumânările parfumate și căca asta, ai ce zici? Ori. Zi-mi despre ultimul tău album. Se numește Temnița Luminii, nu? Da, se numește Temnița Luminii. De la ce vine, adică cum te... Păi lumea e o temniță a luminii. Nu? Totul e făcut din lumină și... Asta e așa, pe scurt. Și nu te-ai gândit... Ce părere ai despre chestia asta că Uzi a cântat cu Smile? Adică se potrivește... Ți-a plăcut melodia? Mie nu, nu. Păcat, mie da. Mi-a plăcut doar Uzi. Adică... Dar de ce a cântat Uzi cu Smile? Asta nu înțeleg. Ai prejudecăți vis-a-vis de Smiley? Da, adică nu am prejudecăți, dar vreau să-l văd doar pe Smiley, că el e dancer, ăsta e bătăuș până la șase. Adică nu se potrivesc. Cred că sunt niște stereotipuri pe care trebuie să le depășim pur și simplu. La urmă mi-au făcut o piesă bună, a fost locul 1 în top. Păi și asta contează să fiu. La un moment dat contează și asta. Tu ce apreciezi mai tare, banii sau femeia? Faima. nu știu, nu, apreciez toate lucrurile atunci când trebuie să fie apreciat. Pentru 1.000.000 de euro ai acceptat să faci un featuring cu Trăistariu? Dacă dă bine, poate l-accept și pe gratis, dar nu cred că o să ne potrivim vreodată. Pe asta zic, vezi? Adică Smiley s-a potrivit cu Uzi? Da, Smiley se potrivește. Cu Uzi? Păi, da, e destul de... Dar nu e mai mult între ei decât melodia, adică nu... Doar nu-ți închipui că au fără relație, Doamne ferește. Pe asta. Nu. Dar crezi că ar putea Uzi să aibă o relație cu Smiley?
Da. Nu, îți dai seama că nu mi-aș închipui în viața mea așa ceva. De-aia m-aș și buvni râs așa. În mod cer, nu. Doamne ferește, asta e problema societății, de fapt. Am înțeles. Spune-mi cu cine... Uite, dacă tot am întrebat cu cine nu ai așa, spune-mi cu cine ai acceptat să faci un feature ăsta, sau cu cine ți-ai dori. Și nu neapărat din țară, adică și din afară. Mersi frumos, m-a salvat. De la noi și de peste hotare. Sau nu neapărat de la noi, cu cine ți-ai dori să faci un... Cu nimeni. Cu nimeni, nu? Nu, când vine, vine. Uite, spune-mi ce părere ai despre muzica românească, în general. Adică cum ți se par principanțele astea care apar acum și cu silicoane, cu sex oral și fac... Ba, dacă vrei să dau așa un răspuns serios de vreun minut, aș putea să fiu destul de virulent la chestia asta. Dar la urma urmei... Adică, mai simplu de atâta, nu cred că e totul despre feeling good, ca să zic așa. Fiecare lucru și are rostul și la momentul lui. Cred că sunt omise unele aspecte din problemă. Care e filmul tău preferat? Ai un film preferat? Al meu, de exemplu... Neamărit miliardar. Neamărit miliardar. Al tău? Al meu e Shawshank Redemption. Nu, al meu, dacă e așa, e, cred că e Forrest Gump. Forrest Gump? Uh-huh. Ai plâns vreodată la un film? Da, poveste. Bă, e o poveste care nu știu cum să nu o taiez. Poveste de cartier. Da, nu, îți dai seama că orice poveste de cartier, care e poveste de cartier, nu mai știu. Maneliști cu... Care mă, frate? Poveste de cartier. A, nu ăla din America? Nu, nu, nu. Ăsta din România? Nu, nu, nu am plâns. De ce? Era ceva... Dar când ai plâns ultima oară? Adică tu ești genul care dacă... Bă, nu știu, ca ori... Nu-mi aduc aminte când am plâns ultima oară. Nu știu, m-am lovit la mână, nu mi-aduc aminte, dar nu cred că am plâns. Dacă ai vedea... De bucurie cred că am plâns ultima oară, oricum. Dacă ai vedea un cățel în apă, că se neacă și ar avea un tricou cu fuego, l-ai salvat? Dă-ți seama că aș fi foarte supărat pe stăpânul care a pus tricoul ăla cu fuego pe câine, în primul rând. Dar l-ai salvat? Păi ce fine are săracul cu câine? Deci n-ai avea dubii să ori salvezi, ori las că are fuego, adică... Nu, 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 bai, și pe aia aruncăm pe stăpân. Înțeles. Deci genul care face dragoste sau sex? Ce vreau? Ai furat dragoste? Păi eu zic că de-a lungul vieții s-o fi întâmplat și chestia asta. Ai făcut tu dragoste? Tu, Sișo, ai făcut dragoste. Ai luat o fată și ai mângâiat-o pe spate și ai făcut o dragoste. Dar tu crezi că eu n-am o iubită, mă, frate? Păi nu că ai iubită, da, adică eu mă gândesc, dar... Dar sunt foarte sensibil. Păi asta am zis și eu, adică cred că ești foarte sensibil, de asta îți pun și întrebările. Ai făcut, dar nu cred că ai făcut dragoste, adică până la... Bă, n-am încercat partea cu lumânările, că mi-e frică să nu mă ard. Ai făcut o declarație de dragoste? Da, normal. Am făcut. Am făcut și asta. Ce părere ai despre despre legalizarea ierbii și prostituției? Adică eu cred că lucrurile astea n-au nevoie de promo. Cred, poate se întâmpl, e, cum spune, sunt niște chestii care oricum se întâmplă. Nu știu de ce sunt promovate într-una și chestiile astea și bulangerea asta cu homosexuali, drepturi pentru asta, pentru nu știu ce e chestia asta și nu înțeleg. De când au drepturi... Știi la ce am plâns ultima oară? Unii care se în sau... ia zi, la ce ai plâns? Ia că sunt curios. Ai văzut La Dansez pentru tine. Nu? Am văzut filmul ăla cu cățelul, ai văzut filmul ăla cu cățelul de la Așteaptă Stăpân în chiar s-a potrivit. Așa, zi. Care așteaptă unde l ce ziceai de homosexual? Cine l-așteaptă? L-așteaptă pe... Deci e un câine într-o gară și l-așteaptă pe stăpânul lui, care nu mai vine, că a murit stăpânul lui. Și acolo am plâns de asta. Mi-am amintit... Parcă am văzut și eu filmul ăsta, dar nu că mi se fi plâns. Sau nu l-am văzut? Nu cred că l-ai văzut. Oricum multe filme sunt la fel, așa. Aș fi plâns sigur, nu? Da. Zi, de ce ai de ceva de homosexual? Ce părere ai despre homosexual? Ți-am zis, nu cred că trebuie să-și facă promo, atâta tot. Fiecare face ce vrea, la urmă, e problema lui și el răspunde pentru ce o se întâmple acum sau aici sau în altă parte, da? Nu trebuie să-și facă promo, atâta tot. Nu e nevoie de promo. Nu, punct. Crezi că botezatul e homosexual? Cred că întrebarea era, crezi că e hetero?
întrebarea corectă. Da. Bun. Zi-mi câteva cuvinte despre tine. Ce n-a văzut lumea până acum? Sau ceva care zice, bă, uite, Șișu e așa. Că multă lume zice Șișu, Șișu, dar poate Șișu nu-i chiar Șișu, Șișu, e... Nu știu, da. Nu. Bun. În încheiere, ai ceva să transmiți oamenilor? Deci acolo sunt oamenii, restul nu. Restul, da. Am înțeles. Aici sunt... Le vorbesc cu oamenii. Da. Imaginează că aici sunt oameni și acolo sunt cei de etnie romă. Păi, în situația asta sunt obligat să mă uit la toate camerele. Nu, eu zic să te uiți la oameni. Băi, sunt împotriva actelor de rasism și orice discriminare. Atunci, uite-te... Așa că mai bine n-am să transmit niciun mesaj. Deci nu vrei... Nu. Deci ești împotriva rasismului? Da. Acestea fiind spuse, îți mulțumesc că ai venit. A fost Jurnal de Bordea cu Bordea Cătălin, eu sunt Bordea Cătălin și alături de mine a fost Șișu Tudor.